Naționala feminină de handbal a susținut prima acțiune oficială sub comanda noii conduceri tehnice formate din Bogdan Burcea și Robert Licu. Față de echipa prezentă la campionatul mondial din Japonia, unde România s-a clasat pe locul al 12-lea, au fost convocate numai puțin de 9 jucătoare noi. Dintre cele 20 convocate, Cristina Neagu și Denisa Dedu nu au participat la primul antrenament din cauza unor probleme medicale. Atmosfera este ok, este ok, știm la ce ne-am înjamat. Din punct de vedere al obiectivelor și de instruire și de performanță în perioada următoare, sper și am convingerea că atât fetele cât și noi ne vom face datoria, ne vom angrena în acest proiect în următoarele două luni, așa cum se impune, pentru a atinge obiectivele, respectiv calificarea la Olimpiadă. Naționala României va participa la turneul preolimpic de la Podgorica, Muntenegru, ce va avea loc în perioada 20-22 martie. Muntenegru, Norvegia și Kazahstan vor fi adversarele tricolorelor în lupta pentru unul dintre primele două locuri, cele care asigură calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Eu consider că la ultimul mondial echipa merita și putea să se claseze mai sus. Indiferent de situația în care ne-am aflat, au existat, așa cum știți, destule probleme, nu aș vrea să amintesc, însă foarte important este cât de mult ne interesează viitorul acum. Și tot focusul meu este pentru treaba asta. Aflat la primul mandat pe Banca Tehnică a Naționalei României, Bogdan știe cum trebuie abordată această campanie. Timpul este foarte, foarte mic, din păcate. Zilele de pregătire sunt puține. Nu vom condensa, nu vom încerca să inventăm handbalul noi, însă vom impune clar o strategie ofensivă și defensivă pentru acest turneu, pentru cei trei adversari. Să le depășim, deci din punct de vedere mental. Iar asta putem ajuta cu fizicul, trebuie să ne simțim și să fim foarte puternici și foarte pregătiți. Burcea așteaptă sprijin din partea tuturor antrenorilor din Liga Florilor. Reprezint această brazlă antrenorilor români și sunt convins că, virgulă, cu suportul dumnealor, la echipele de club, apropo de sportivele care vor fi selecționate în lotul de 28, vom ajunge să facem cele mai bune alegeri și astfel încât să putem conduce această echipă la Olimpiadă. Trei jucătoare au fost convocate de la SCM Craiova, Ana Maria Țicu, Ana Maria Savu și Patricia Vizitiu.